spune că lui Andrei Mureșan îi place adrenalina? Pot spune că în momentul de față cam tot ceea ce fac necesită multă adrenalină. Hai să dăm câteva exemple. Este vorba despre sport în general și despre felul în care îmi place să-mi trăiesc viața. Da, e așa este. E vorba despre... Îmi desfășur activitatea în cadrul formației Salvamont Lupeni. Sunt membru al Serviciului Județean Salvamont, Hunedoara. Și vă dați seama, această activitate implică foarte, foarte multă adrenalină. Începând de la antrenamentele pe care le desfășurăm împreună cu colegii, până la, să zicem, latura asta a pasiunii, de a cățăra pe stâncă, de a face rafting, de a merge cu motocicleta, de... Sunt multe lucruri pe care v-am spus, cum bine v-am spus, implică adrenalina. Ți-a fost vreodată teamă să faci lucrurile acestea? Am fost crescut în spiritul de a nu fi teamă niciodată și... Dar am avut mici temeri, să zic așa, când am fost sceptic la început, m-am apucat de cățărat pe stâncă. Am fost sceptic vis-a-vis de faptul că știu că se rugau la un moment dat colegii mei de mine de a mă urca în barca de rafting și mi-era puțin jenă, mi-era puțin frică, dar puțin de tot, nu foarte mult. Ce-ți dorești în acest moment? Îmi doresc, în primul rând, concursul ăsta să iasă bine, acum, dacă vă referiți la ceea ce presupune concursul. Și îmi doresc să avem ediția următoare să fie mult mai bună, atât prin organizare, cât și prin numărul de participanți. Care e povestea acestui concurs? Povestea acestui concurs este că noi, prin anul 2009, am înființat acest club. În primă fază a fost o competiție de motocross care se desfășura la circuitul de motocross în oraș, în partea de jos a orașului. Și de 4 ani de zile, dacă mi-aduc bine aminte, am transformat-o în competiție de enduro. Iar începând de anul ăsta, din competiția de enduro am transformat-o în hard enduro. Ceea ce este puțin mai dificil pentru cei care nu sunt familiarizați cu termenii ăștia. Și ce presupune? Care e diferența între enduro și hard enduro? Diferența este că traseul este mult mai dificil, traseele sunt mai scurte, la enduro traseele sunt mai scurte și nu sunt chiar atât de dificile. La hard enduro, deci mizăm pe mai mulți rider care, să zicem așa, un ghilimel profesionist, care se dau mai bine pe motocicletă. Ce planuri ai de acum înainte? După concursul ăsta, ce se întâmplă? În primul rând, aș vrea să mă odihnesc. Aș vrea să mă odihnesc și vreau să ne întâlnim cu toți prietenii, cu toți organizatorii, la colegii mei din care ăsta, să stăm să bem un suc, o cafea, o bere, să stăm la povești, să punem la punct pentru edițiile următoare micile imperfecțiuni pe care consider că, ca peste tot, există. Mulți fac acest lucru ca și hobby, deci așa își petrec timpul liber. La voi, nu știu dacă mai aveți timp de făcut alte lucruri în timpul liber. Ce este? Da. E timp liber? E muncă? Ce este pentru voi? Este din fiecare câte puțin. Acum mi-ați adus aminte de un lucru pe care vreau să le propun șefului Serviciului Județean Salvamont, pe care îl salut pe această cale, domnul Bodeanu Ovidiu, domnul Oprișoni Dorel și chiar și șefului Serviciului Local Salvamont Lupeni, domnul Resiga George, care știți că este și vicepreședintele Asociației Naționale Salvatorilor Montani, să înființăm în cadrul Salvamontului o ramuri, așa, salvare și de a ajunge la locul accidentatului, pentru că este un mijloc care presupune, care îți scurtează foarte mult timpul de deplasare către accidentat și implică adevărat mici costuri, dar uneori viața unui om depinde de acele
2-3 minute, să spunem, da? Ori noi putem ajunge într-un timp foarte scurt, scurtat, de multe ori chiar și cu o jumătate de oră, o oră distanța, depinde de ăsta, până la locul accidentatului, cu astfel de motociclete. Deci să vedeți partea practică a acestui sport. Categoric, da. Acum sperăm, ăsta deocamdată este în fază de proiect, sperăm să se și realizeze. Ce câștigă cei care vor fi pe primele locuri? Câștigă diplome, câștigă medalii, câștigă cupe și și sume în bani. Dar deocamdată, în funcție și de numărul de participanți, putem stabili premiile. Quantum de, de ce ai nevoie ca să fii campion? Ai nevoie de multă muncă, abnegație, trebuie sponsori. Pentru că, după cum bine v-am spus mai devreme, implică costuri fantastice acest sport. Ai nevoie de susținere familiei, de... Sunt mai mulți factori care implică acest lucru. Ce le spui celor care nu sunt tocmai de acord cu acest sport? Datorită faptului că e foarte periculos. Nu este periculos. Vă rog să mă credeți că nu... Sunt mult mai puține accidente decât în celelalte sporturi cu motor. Și iar dacă și în momentul în care sunt accidente, nu sunt atât, chiar atât de grave. După cum vedeți aici, dacă un rider cade pe pământ, pe iarbă, pe bine, are și echipamente de protecție specifice acestui sport, dar nu sunt atât de periculoase. Aș vrea, că mi-am adus aminte acum, aș vrea să fac un apel pentru față de majoritatea părinților a căror copii își doresc acest lucru, să îi lase, să vadă sau să încerce măcar o dată să stea și, bine, e adevărat, sub stricta îndrumarea noastră a celor din club și a părinților și a părinților și, bine, necesită și o educație aparte. Eu garantez că nu se întâmplă accidente din astea care să, mă rog, necesite zile multe de spitalizare sau nu, nici vorba. Ce costuri implică echipamentul unui rider? Costuri mari. De exemplu, pot să vă spun că o pereche de cizme are un preț care variază între 6 și 8 și 18 milioane, da? Lei vechi. O pereche de pantaloni costă undeva între 2 milioane și 6 milioane. Apărătorile pentru genunchi și pentru tibie costă undeva între 2 milioane și 45.000 de euro, dacă mi-aduc bine aminte, cât vine 1.000 de euro, nu? Acum, la fel, armura care asta necesită foarte mulți bani, dar casca, ochelarii, mănușile, orice accesoriu din acest echipament de protecție este foarte important. Și n-aș sfătui pe nimeni să încerce să asta fără a avea echipament de protecție. Acum, ce aș mai vrea să vă mai spun, și asta e un apel pe care îl fac către majoritatea părinților, să îndrume copiii mai mult spre a face sport. Nu neapărat enduro, cât mi-aș dori să văd mai mulți copii făcând sport, dacă se poate chiar și enduro, da? Decât să văd în fața calculatorului sau să-i văd stând în casă uitându-se la televizor. Mi-aduc aminte că pe vremea în care eu eram copil, eram foarte, foarte mulți copii în fața blocului, în acea perioadă stăteam la bloc, ne adunam o gașcă foarte mare de copii, mergeam pe munte, exploram prejurimile pe aici. În ziua de astăzi așa ceva foarte, foarte rar se întâmplă. De ce crezi că părinții nu îi mai lasă pe copii sau copiii nu mai vor să facă lucrurile astea? Sau nu, care-i motivul? Nu cred că părinții nu îi lasă. Sunt fascinați mai mult de tainele internetului, de calculator, de desene animate care, spre surprinderea mea, sunt din ce în ce mai, să spun așa, războinice. Nu există. Violente, exact, nu găseam termen. Nu pot să înțeleg.
faptul că e mult mai frumos să te joci în natură, să întinzi, de exemplu, o tiroliană, cum făceam noi, dintr-un pom într-altul, decât să stai în fața calculatorului. Din păcate, lucrurile astea se întâmplă în ziua de astăzi. Ce sfat ai pentru acești tineri? Pentru majoritatea copiilor să facă mult mai mult sport. Sportul înseamnă sănătate. Eu de la vârsta de 7 ani am făcut, părinții mei m-au dat, atât pe mine cât și pe sora mea, la ski. Am făcut ski de performanță cu domni binecunoscuți, domn profesor Huda, pe care îi salut acum atât și pe domnul profesor Huda, cât și pe doamna profesoară. Pot să vă spun că încă după atâția ani de zile de care m-am lăsat de sport de performanță și acum am o condiție fizică foarte bună datorită lor.